S-a întrerupt puțin, am revenit în direct. Nu e nicio problemă, am revenit în direct. Iată, mulțumim lui Costi că ne filmează. Suntem aici la Cetatea Medievală, suntem în sala de suveniruri. Am revenit, dragi prieteni, în direct. Iartă-mă, te rog, te rog, te rog. În fața ta. Uite, hai să-ți arăt ce avem aici și să le arăt tuturor. Acesta este o statuetă din rășină cu Sfântul Gheorghe, cel care s-a luptat cu balaurul și este patronul spiritual al orașului. Știu, deci foarte bine că zilele orașului se sărbătoresc în perioada în care panoplii cu arme, diferite evenimente. Uite, vreau să-ți spun că acestea sunt figurine cu cavaleri ioniști și teutoni, iar noi ne dorim ca acestea să fie în dimensiuni gigant, făcute butaforic, muzeal, să spunem, și expuse pe platoul din interiorul cetății. Este cumva o idee și un proiect la care lucrăm și pe care ți-l spun ție în premieră în acest moment. Uite, aici sunt câteva tablouri din lemn gravate în relief cu ajutorul tehnologiilor de astăzi. Castelul de apă, turnul lui Sever, teatrul de asemenea. Da, da. Sunt lucruri foarte frumoase. Pentru ca vizitatorii noștri să plece de aici cu o amintire foarte, foarte frumoasă. Foarte frumos. Deja avem aici în promovare și aceste piante pe care le oferim gratuit cu Festivalul Medieval, pe care ți-l-am dat și ție. Da, unul am eu. Nu le-ai aruncat, da? Nu. Nu le-ai pus în buzunar. Pe cum să-l arunc, Doamne ferește. Așa, foarte frumos, foarte frumos. Festivalul Medieval, aici e și programul, dragi prieteni, l-am arătat și pe live-ul precedent. Pentru cei care ne urmăriți, noi am intrat într-un alt live pentru că primul s-a întrebat, dar nu e nicio problemă, suntem live aici în direct de la Cetatea Medievală din Probeta Tunsevenia. Atunci de mine se află Dea Râmnicianu, manager Palatul Culturii Teodor Costescu, și vă prezentăm, dragi prieteni, continuăm turul cetății medievale foarte, foarte frumos. Prima parte ați văzut, am fost în Cetatea Medievală, acum suntem aici la unde vă puteți lua suveniruri și bilete. Dragi prieteni, asta e partea altă. Bine, hai să-ți prezint o surpriză, care, din punct de vedere al tematicii, nu are... Să rămână! La revedere, doamna Sofie! Nu are legătură cu medievalitatea, în schimb are legătură cu posibilitatea noastră de a oferi o amintire vizitatorilor, dar și turiștilor, reprezentativă pentru zona noastră. Îți povesteam despre meșteri populari, despre artizani. Da. Acesta este al doilea magazin Artizanat pe care... Souvenir Shop. Da. Deci ele au fost împărțite în Medieval Souvenir Shop, după cum vezi, și în Artizanat Souvenir Shop. Souvenir, deci avem Shop, da? Medieval Souvenir Shop și Artizanat Souvenir Shop, dragi prieteni. Te invit să intri să în magazin. Ajută Costi, da? Ajută Costi, da. Mulțumim. Să rămână. Și aici ajungem într-o altă lume, să spunem așa, dar este o mândrie pentru noi, pentru că tot ceea ce vezi de aici este făcut de mâna meșterilor și artizanilor, începând cu ceramica de Vădastra, care este specifică județului Olt, din localitatea Vădastra. Un singur om mai există în România care mai face așa ceva, se numește Ionel Cococi și a fost declarat de către Ministerul Culturii Tezaurul Uman Viu. Este cel care face această ceramică neagră, foarte decorată tare, stil neolitic. Da? Foarte tare! Bineînțeles că nu ne lipsește ceramica de Horezu. Aici este ceramica de Horezu. De asemenea, Ionel Giubega este declarat tezaur uman viu. Deci, după cum vezi, de la meșteri autentici avem aceste produse. Pe cele două rânduri poți să observi ceramica specifică localității Vlădești din județul Vâlcea, Casa Pătru. Deci aici e toată zona Olteniei, practic, toată nu doar zona Olteniei, Medințului. Dar mândria noastră este acest rând, această etajeră, să spunem, cu produse dacice. Încă mai există olari care fac aceste produse la Șișești, în județul Mehedinți. Așa că deci aici, pentru noi cea mai mare mândrie este acest raft cu produse de la Șișești. Și pentru mine e o mândrie. Tănăsie. Cred că am mai spus într-un live tot alături de tine, că unde altundeva când vorbeam de asta, pentru mine când se pronunță Șișești, am o emoție aparte din inima mea, pentru că acolo s-a născut mama mea, pe care o salut. Atunci știi foarte bine despre ce vorbim aici, da? Da. Produsele de artizanat provin din nordul Mehedințului, de la femei care cos și țes, dar avem și produse de la atelierul Acul și Ața, deținut de Oana Pârvan, care este și interpret de muzică populară, dar și
artizan de la atelierul de I al Iuliei Martinescu. Da? Iată și pentru copii și pentru copilași. Astea... Să-ți vezi produse din răchită, sunt din Vâlcea. Acestea, da? Da. Așa. Astea se pot proba? Apropo de... Sigur, te rog. Să vedem. Sunt făcute de meșterul Ciuncanu de iată la și... Coș. Opa, stai așa să văd. Cum o iau? Așa. Te ajutăm? Atenție, da. Mă descurc. Iată cei frumoase și... Așa. Foarte frumos, da? Deci se pot și proba. Uite, hai să pot... ți-arăt ceva inedit. Așa. Niște produse care au fost foarte, foarte, foarte bine vândute de când le-am adus în acest magazin de suveniruri. Ce crezi că este aici? Sculptura în sare. Meșterul Nicolae Strate de la Ocnele Mari din Vâlcea. Un lucru deosebit, foarte apreciate de turiști și doar ceea ce vezi aici pe raft mai este la vânzare. Trebuie să-l mai contactăm și să ne mai trimită produse pentru că au mers foarte bine. Foarte frumos și ce-mi place. Și cele din lemn cu troițele foarte au bucurat frumos. Sufletele vizitatorilor. Deci de toate pentru toți, dragi prieteni, iată, facem așa o prezentare foarte frumos. Puteți găsi aici la Drobeta, turnul Severin, la Cetatea Medievală. Și aceste ei sunt superbe, pernuțe, de toate. Pensionare din Severin, să știi că și-au găsit o ocupație anume, de la împletit mărgele până la decorat de tablouri și păpuși. Uh-huh. Și sunt foarte gântate că noi le-am primit aceste produse aici, care chiar se vând și să știi că pleacă turiștii cu o amintire grozavă. Ca să completăm acești artizani și meșteri populari, noi am contactat și unii dintre cei mai frumoși și reprezentativi producători locali de la produsele cu lavandă. Uite, lavanda se cultivă în Bala, comuna Bala, județul Medin, și iată că avem aici o prietenă, Alina se numește, fier de lavandă, care ne aduce aceste produse și care, să știi că sunt cele mai vândute. Figurinele din ceară, vinul care este specific medințiului, de la mai mulți producători locali, mierea, știi că noi am fost un județ cu foarte mulți apicultori, da? Și bineînțeles că nu lipsesc un județ foarte mieros, aș spune așa, cu de la miere, să fac un joc de cuvinte. Foarte frumos, iată și accesorii. Bijuteriile lucrate manual de către pensionare. De altfel foarte, foarte bine vândute. Iată și ce activitate frumoasă își găsesc. Costumele populare, uite, aici ai... Iată, mărgeluțe, brățărele, toate acestea înseamnă amintiri pentru vizitatorii noștri. Uh-huh. Aici sunt costume populare. Acesta este un costum din atelierul Acul și Ața, Mana Brăvan. Iar aici avem un costum marca Iulia Martinescu. Sunt reprezentative pentru Nordul Mehedințiului, colaborăm cu ele și am ales să fie să aibă o parte din atelierele lor și aici în magazinul de artizanat al cetății medievale. Este absolut superb aici. Și nu am sărit în ochi aceste aripi de înger. Da, îți povestesc, o tânără de la Liceul de Arte din Drobeta, Turnul Severin, face aceste tablouri și de asemenea le găzduim și le putem vânde. Și acestea de aici sunt aripioarele acestea. Așa. Adelina se numește, deci, și este foarte pasionată de aceste obiecte. Deci găsim și îngerași pe aici dacă aripile sunt aici. Ca să zic cu aia. Siguranță. Noi ne străduim în fiecare zi să fim din ce în ce mai buni, Cătălin. Și reușiți. Și vrem să... Uite, hai să-ți mai arăt ceva interesant. Acestea sunt figurine din ceramică. Da? Și reprezintă acest meșteșug ancestral al oieritului. Vreau foarte să-ți povestesc frumos. Că cel mai important lucru pentru noi este politica de personal. Mm-hmm. Colegii noștri au obligația, datoria, dacă vrei, morală, de a îi face pe vizitator să se simtă foarte bine. Imaginează-ți că te duci într-un concediu și o persoană care este la serviciu este supărată și îți vorbește foarte urât când cumperi bilete să vizitezi un muzeu sau să vizitezi un castel. Cum te-ai simțit ca turist? Nu prea bine. Cam distruge ziua din zilele de concediu. Văzut, nu s-a întâmplat aici ăsta, da, și lucrul acesta poate să fie dovedit pentru că avem foarte multe recenzii favorabile în acest sens. Ți-am povestit că oamenii, vizitatorii, laudă personalul de aici, iar eu îi felicit și le mulțumesc că au ajuns să fie o echipă foarte frumoasă. Foarte astăzi tare. Se bucură de rezultate, se bucură de vizitatori, se bucură când vin foarte mulți oameni la evenimentele noastre. Anul trecut am avut 6.000
de vizitatori în cele 3 zile de festival medieval. Anul acesta promovarea a căpătat o altă amploare și ne așteptăm la un număr mult mai mare pentru 30 august, 1 septembrie, când se derulează festivalul medieval al cetății Severinului. Foarte frumos! Este absolut superb și îți mulțumesc pentru acest tur. Pentru că de fiecare... Să zicem că este un tur virtual, nu ți-am arătat chiar tot și nu te-am păstrat în relațiile, în detaliile istorice, pentru că rolul acesta este al ghizilor noștri și vrem ca aceste lucruri să fie descoperite aici. Nu știu cum faci și cum faceți de fapt, că de fiecare dată când vin aici, am venit de foarte multe ori și am făcut emisiuni, descoper câte ceva nou de fiecare dată. Da, trebuie să abia aștept să prezentăm tuturor proiectul acela digitalizat. Pentru cetatea medievală. Ai zis în septembrie? La începutul septembrie el trebuie să fie deja funcțional. Mai avem câteva finisaje pentru filme. Suntem foarte mulțumiți de această tânără regizoare, Casandra Topologeanu, care este foarte talentată și care s-a îndrăgostit efectiv de cetate. A mai venit și ea cu alte idei noi pentru nici viitor. Nici n-ai cum să te îndrăgostești de cetatea medievală dintr-o pe tatu, nu se vede repede. Și nu o spun așa din patriotism local, o spun din suflet și din inimă. Chiar n-ai cum să nu te îndrăgostești de cetatea medievală. Este un obiectiv cu adevărat turistic în Drobeta Turnu Severin. Noi funcționăm după un orar de 12 ore pe zi. Avem angajați care funcționează după un grafic bine stabilit, cu zile libere, evident, să se odihnească ulterior. Ținem deschis de la 9 dimineața la 9 seara, pentru că sunt foarte multe autocare în trecere, opresc la cetatea medievală după ora 14, 16, 17, avem și seara vizitatori, chiar și la 9 fără sfert, au venit unii foarte târziu, 9 fără sfert, nu le-a zis nimeni, știți, s-a închis sau ne apropiem de ora de închidere și noi trebuie să ne facem casa și gata, am pus la cătul pe poartă. S-au bucurat și chiar acest aspect l-au sesizat și ei și au și lăsat recenzii pe Google. Le poți verifica oricând și tu și cei care ne privesc în acest moment, să vezi că așa este cum îți spun eu. Trebuie să spun că e foarte important acest aspect și să subliniez lucrul ăsta, pentru că mi s-a întâmplat recent în mai în Brașov, nu o să dau numele locației că nu-mi stă în caracter și nu e momentul acum, dar e momentul să spun un lucru. La un moment am fost la un restaurant destul de celebru și a spus, noi știți că nu mai avem deschis, că bucătarul nu mai gătește. Da, apropo, e surprinzător că acolo fiind oamenii, vorba de o zonă comercială. Și era o zonă privată, apropo, aici vorbim de un spațiu, apropo de partea asta, că aici mergi și în zona aia, că se tot vede zona publică și privată. Aici sunt e o zonă publică, adică ține de instituții publice. Și cu toate astea oamenii stau de nu sub de puține ori și peste program. Vechi, da, apropo de lucrul ăsta. Trebuie să spunem mai devreme. Sunt vechi, că cei care lucrează la și sunt bugetari, e nouă poftă de muncă, nu aici nu. Din contră, știu, tocmai asta vreau să spun, că de multe ori se stă peste program și felicitări. Da, au și liber, au și li se contorizează orele suplimentare și le recuperează întotdeauna. E importantă această înțelegere și trebuie să înțelegi un lucru, și în iubirea, cultură, iubirea pentru ce fac, de aia stau, că până la urmă despre asta e vorba. De ce nu? Este un domeniu extraordinar de frumos. Dar să te explic ceva, niciodată în cultură nu poți să lucrezi ca la finanțe. Adică să deschizi la ordinație și la 4 să le închizi ghișeul. Nu. Sau ca la orice altă instituție unde programul trebuie să fie strict. Nu, aici trebuie să lucrezi inegal. Exact. În funcție de vizitatori, în funcție de spectatori, în funcție de toți beneficiarii culturali. De aia și recenzii, aveți și recenzii atât de bune. Pentru că da, avem, sunt aproape 5.000, te rog poate, să verifici pe Google, pentru cetatea medievală sunt aproape 5.000 de recenzii. Și dragi prieteni și voi care ne urmăriți, întotdeauna toate spun lucrul ăsta ca jurnalist, nu ne credeți pe cuvânt, intrați și căutați. Eu tot timpul ca jurnalist spun, domne, trebuie să vii cu probe, să verifici. Verificați. Este foarte important acest lucru și cred că lucrurile astea se văd de fiecare dată, pentru că de câte ori vin aici, este și o energie pozitivă. Fie că vorbesc de cetatea medievală, fie că vorbesc de Palatul Culturii Teodor Costescu, pentru că să vorbim puțin și de Teodor Costescu, așa, pentru că și acolo, de Palatul Culturii Teodor Costescu, aveți spectacole extraordinare. Da, suntem cu în actori... sezonul estival, când am avut programul Severinul Estival. Mâine seara avem ultimul concert din seria Severinului Estival cu Giorgio Ciabattoni și formația sa, dar și cu tineri din Drobeta Turnu Severin, care formează în ultima perioadă un band, se numește Recover Band și sunt foarte, foarte, foarte talentați. Te invit să-i vezi. Eu te invit și la Castelul de Apă. Știu.
Să vezi cât de mult s-a schimbat Castelul de Apă, să vezi ce expoziții frumoase avem acolo și ce oameni minunați care abia așteaptă să le vorbească turiștilor despre frumusețea castelului, despre drobeta Turnul Severin, pentru că de acolo, de la înălțimea aceea de 27 de metri, cât este nivelul până la balcon, poți să vezi panorama orașului, poți să vezi Dunărea, poți să vezi insula Șimian, pe care a fost strămutată o parte din moștenirea Adacaleului, insula scufundată. Sunt lucruri minunate și colegii noștri împărtășesc aceste aspecte frumoase turiștilor cu foarte multă pasiune, să știi. Foarte, foarte frumos și apropo de lucrul ăsta, accept invitația, abia aștept într-o ediție ulterioară să văd și castelul de apă, pentru că eu am trăit așa de mic cu impresia și cred că este impresia, nu este doar o impresie, este adevărul, este un simbol. Eu cel puțin așa ziceam, când eram mic, ziceam turn, drobeta, ziceam turnul ăsta, turnul. Eu ziceam drobeta, turnul și aveam turnul ăla Severin. De-aia vine, așa aveam eu în minte lucrul ăsta și chiar vreau să vedem și castelul de apă într-o ediție ulterioară, pentru că cu siguranță și acolo vom găsi lucruri foarte, foarte frumoase. Repet, și la Palatul Culturii Teodor Costescu puteți vedea spectacole foarte frumoase, spectacole de calitate. Nu mai zic de concerte cu artiști mari gen Marcel Pavel și foarte mulți artiști. Nu mai vine în minte că sunt foarte mulți artiști. Să știi că lucrăm cu întreaga echipă în această perioadă la concepte care să aducă în prim plan importanța împlinirea 100 de ani de când a fost dat în folosință pentru prima dată Teatrul Severinean, clădirea teatrului, actualmente Palatul Cultural Teodor Costescu. Vei vedea că lucrăm într-o echipă frumoasă și concepem, prima dată așa se concep aceste evenimente, pe hârtie, cu scris, cu scenariu, cu propuneri, cu devize de cheltuieli, cu prețuri, costuri, să știm în ce ne angrenăm. Și bineînțeles că de fiecare dată reușim să obținem sprijinul Consiliului Local. Le mulțumesc foarte mult pentru că votează în Consiliul Local proiectele culturale ale Palatului Culturii Teodor Costescu și în mod deosebit domnul primar, pentru că este ordonator principal de credite și pentru că este unul dintre cei mai importanți și vehement susținători ai activităților culturale din drobeta Turnul Severin, este extrem de conștient de importanța pe care Palatul Culturii Teodor Costescu o are ca și nucleu al vieții culturale. Da, iată că am ajuns deja la final, dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această parte a doua, pentru că din motive tehnice, ca să zic așa, am făcut două părți, partea 1, dar s-a nimerit bine, că partea 1 ne-am primit prin cetate, partea 2 e aici la suvenirul, la casa de bilete, la suveniruri. Sunt două lucruri la care țin foarte mult în încheiere, în încheierea fiecărui live pe Facebook. Din partea invitatului, invitata mea Delia Râmnicianu, manager Palatul Culturii Teodor Costescu, de această dată, două lucruri. Unu, să-mi spui cum te-ai simțit aici alături de mine live pe Facebook și doi, care e mesajul tău, Delia Râmnicianu, manager Palatul Culturii Teodor Costescu, pentru toți cei care ne-au urmărit, nu înainte de a-ți mulțumi pentru acest tur și pentru ideea, pentru că știți că, nu uitați, mai în glumă, în serios, să vă spun totdeauna adevărul, să știți că această idee foarte, foarte frumoasă i-a aparținut Deliei, care mi-a făcut această propunere și am zis, da, îmi place să facem un interviu așa în mișcare, ceva nou. Păi, să știi că vorbim despre defecte profesionale, că, na, de ce să nu recunosc, 25 de ani în mass media, vechime, contează foarte mult. Îți mulțumesc că ai acceptat și mulțumesc lui Costi Cojocaru, este angajat al Palatului Culturii Teodor Costescu. Astăzi este pe tură la cetate și a acceptat astăzi să fie cameramanul nostru. Mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc și ție, celor care ne sprijină și le mulțumesc tuturor celor care fac parte din echipa Palatului și celor care au făcut parte și nu mai fac parte și îi așteptăm cu brațele deschise și pe alții care vor să fie parte din echipa noastră, dar care să fie specializați în istorie, în teatru, în folclor, într-un domeniu care să ne ajute foarte mult să creștem din ce în ce mai mult din punct de vedere calitativ. Foarte, foarte frumos. Felicitări, Delia, îți mulțumesc foarte mult. Costi, mulțumim pentru că ne-ai ajutat astăzi și felicitări întregii echipe ai Palatului Culturii Teodor Costescu și mult succes în continuare în tot ceea ce vă propuneți. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi aici live pe Facebook, în direct de la Cetatea Medievală din drobeta Turnul Severin și îmi permit să spun eu, Cetatea Medievală, dar și digitală, în curând, drobeta Turnul Severin. Să dea Dumnezeu. Să știi că la Palatul Culturii, așa, știi că există la adresul Vestoltenia diferite apeluri de
proiecte. Să știi că am depus alături de primăria Drobeta Turnuse un proiect extraordinar de frumos pe digitalizarea Palatului Culturii Teodor Costescu. Am primit acordul pentru a depune acest proiect de la Consiliul Local și este în evaluare, sperând din tot sufletul să fie aprobat și să îl implementăm cu drag, pentru că este deosebit. Vorbim de Drobeta Cult Acces, facilitarea accesului la cultură pentru cetatea medievală a Severinului, Castelul de Apă și Agenția Teatrală. Vedea că va fi ceva cu totul deosebit. Ți-am spus așa în premieră această informație. Mulțumesc foarte mult! Abia așteptăm să ne dea răspunsul cei de la ADR și să îl implementăm, pentru că eu țin foarte mult la acest proiect. Am avut această idee încă de când am scris proiectul de management pe care l-am depus pentru etapa de concurs și dacă se aprobă, consider cumva că Dumnezeu lucrează prin oameni și că tot ce am gândit eu atunci, în momentul în care am redactat acest proiect, se împlinește. Foarte tare! Felicitări, Delia! Felicitări și vouă tuturor și întregii echipe de la Palatul Culturii Teodor Costescu. Mulțumim cu o dată, Costi, pentru că ne-ai filmat. Vouă, dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de mine aici live pe Facebook, în direct de la Cetatea Medievală din Drobeta, Turnul Severin. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor, până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene, nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul. Mulțumim foarte mult!